În fiecare zi, de luni până vineri, invit în fața microfonului un specialist care cunoaște temeinic o disciplină de interes. Administrație, agricultură, învățământ, sănătate sau alt domeniu fierbinte. Sună la 037 110 1000 sau scrie-ne pe Facebook, internet ori pe Android cu aplicația gratuită Unirea FM și poți să adresezi întrebări incomode, să-ți spui părerea și mai ales să găsești răspunsuri. Zilnic, în direct, după buletinul de știri de la ora 12 și în reluare a doua zi de la 6. Rămâi în gardă! Bună ziua, dragi ascultători! Suntem din nou în direct la o emisiune în gardă, deși este ziua de miercuri, luni avem programat sport, iată că am devansat puțin și vom vorbi astăzi tot despre sport și în sfârșit am reușit să-l aducem în studio pe antrenorul Adorian Himcinski, cel care a fost înainte de a promova în Liga 3, însă acum este antrenorul echipei de Liga 3 Performanța Eghiu. Adis, mulțumesc că ai acceptat invitația. Am venit cu plăcere la dumneavoastră în studio. Vreau să salut toți telespectatorii, postul dumneavoastră și să vorbim, să dezbatem probleme de sport. Ai prins așa o fereastră, că de fiecare dată când am vorbit, erai prins cu treabă. Este acum de treabă? Să știți că se pare că, deși îmi doream mult să intru într-o vacanță, atât eu cât și jucătorii, din păcate, văd că încă nu am reușit să mă debarasez de problemele existente. Trebuie pregătit un alt sezon, trebuie făcute transferuri. În consecință, încă sunt pe baricade. Hai să te întreb și pe tine, că au fost elevii tăi aici la mine în studio. Cum a fost la Pecica? Despre jocul de la Pecica s-a vorbit intens în ultima perioadă. A fost destul de mediatizat jocul de la Pecica. Dar pot veni cu câteva completări, cu câteva idei noi, care probabil publicul larg nu a intrat în posesia lor. Totul e bine când se termină cu bine. Am pregătit destul de bine dubla cu Pecica, atât din punct de vedere al conducerii, cât și al jucătorilor, tuturor factorelor care reprezintă performanța Eghiu. Am crezut până în ultimul moment în calificarea noastră și a ieșit așa cum ne-am dorit. Putea să fie mai devreme, chiar la meciul din tur, însă atunci elevii tăi nu s-au concentrat foarte mult la finalizare. Da, într-adevăr, nu putea să fie calificarea după meciul tur, puteam să luăm o opțiune mai serioasă după jocul tur. Lipsa de concentrare la finalizare, așa cum spuneai, precum și anumite greșeli, ne-au prejudiciat să nu luăm opțiune serioasă din primul joc. Dar probabil și rezultatul de acasă ne-a făcut să abordăm altfel jocul de la Pecica. Eu sunt curios, de fiecare dată, aproape după fiecare meci pe care îl disputați în Liga 4, erai, hai să nu zic chiar rezervat, dar întotdeauna îți încheiai ideea cu nu avem obiectivul îndeplinit, trebuie să accedem în Liga 3 pentru a ne îndeplini toate obiectivele. Chiar și după câștigarea campionatului ai zis că nici măcar jumătate din obiectiv nu e îndeplinit. Te-ai relaxat după ce ați câștigat la baraj? Mi-am dorit mult ca după ce am terminat campionatul pe locul întâi și ne-am adjudecat și cupa, mi-am dorit foarte mult să câștigăm barajul. Pentru că reprezentam județul Alba, pentru că merita județul Alba încă o echipă la nivelul ăsta, pentru că și eu și toată lumea care și-a adus aportul la performanța Eghiu, ne doream promovarea. Tot așa pot să vă spun că poți termina pe locul întâi și dacă nu promovezi, trebuie să iei de la zero pentru că n-ai realizat aproape nimic. Deci te-ai relaxat pe promovarea obiectivului. Să zicem... Să zicem că încă n-am ajuns să mă relaxez. Sper să o fac 3-4 zile la un moment dat. Urmează, veți debuta în primul meci oficial al sezonului în Cupa României și tocmai cu Industria Galea de Jos, o altă reprezentantă a județului Alba din fotbalul profesionist. Ce așteptări ai de la această partidă? Sincer,
partida cu Galda vine într-un moment nepotrivit pentru pregătirea echipei noastre. Și când spun asta, mă refer la faptul că după un an de muncă, jucătorii și toată lumea merita o perioadă de vacanță. A trebuit să convoc jucătorii din vacanță și să încercăm cât de cât să pregătim jocul cu Galda. Altfel, e un meci normal de cupă, că e Galda sau e o altă echipă de la nivelul diviziei C, pentru mine asta chiar nu contează. Doar prin prisma faptului că, fiind mai aproape, localitățile între ele sunt mai puțin kilometri de parcurs și în rest jucăm cu o divizionară C, o echipă bună pe care o respectăm, dar jocul vrem să-l câștigăm. Primarul comunei Ighiu, domnul Traian Rusu, tot marșează pe ideea că ne vom bate pentru primul loc în Liga a treia. Ce părere ai tu? În general îmi plac oamenii optimiști și oamenii care gândesc pozitiv. Punctul meu de vedere este că le transmit și jucătorilor același lucru, luăm fiecare etapă, încercăm să câștigăm fiecare etapă. Dacă parcursul nostru va fi atât de bun încât să ne permită să visăm la mai multe, o să se întâmple și acest aspect. Deocamdată, doar ce am promovat, suntem la nivelul diviziei C, încercăm să ne pregătim cât mai bine și să avem rezultate cât mai bune la acest nivel. Performanța Ighiu își va disputa meciurile considerate pe teren propriu pe stadionul Cetate. E un lucru bun, e un lucru rău? Ce crezi? Sincer, nu am făcut un caz special din disputarea jocurilor pe Cetate. Am înțeles că din cauza unor probleme ale stadionului nostru urmează o perioadă în care la un moment dat probabil să se investească, să se aducă la un anumit standard și arena noastră. Până atunci jocurile noastre se vor desfășura pe stadionul Cetate. Din punctul meu de vedere, o echipă care este bine pregătită ar trebui să câștige pe orice stadion. În consecință, încercăm să ne pregătim bine și să dăm rezultate cât mai bune. Crezi că și aportul publicului poate să conteze? Pot să vină mai mulți oameni la stadion? Cu siguranță, da. Atâta timp cât rezultatele noastre vor fi pozitive, sunt convins că lumea din Ighiu, lumea din Alba, lumea din împrejurimi va fi dornică să vadă echipa noastră la lucru. Tu ai ales această opțiune sau conducerea? Conducerea clubului, bineînțeles că v-ați consultat? Da, ne-am consultat, am dat ok-ul și mi se pare că e în regulă. Să vorbim puțin și de lotul echipei pe cât se poate, pentru că știm că sunt perioade, sunt tratative diverse, tertipuri folosite de fiecare antrenor, fiecare are câte un as în mânecă, dar dacă ne poți spune, lucrez la acest aspect, negociez cu jucători? Da, pot să vă spun că în această perioadă se lucrează intens pe acest segment. În mare măsură am fost mulțumit de lotul care l-am avut la dispoziție și vreau să continui cu toți jucătorii. La lotul vechi să mai reușim câteva transferuri. Dacă sunt jucători sau gândește cineva din jucătorii care am avut la dispoziție că poate să le fie în altă parte mai bine sau nu avem disponibilitatea de a negocia, avem disponibilitatea de a înțelege. Dar în momentul ăsta eu pe toți cei care și-au dus aportul îi consider jucătorii mei. Sper să lucrez împreună cu ei în continuare, dar v-am spus, respect decizia jucătorilor. Bănuiesc acum atât tu cât și Paul Ciucă și cred că și domnul Coroian de la Metalurgistul Cugir căutați juniorii. Pentru că este acea regulă, cu 3 juniori sub 19 ani. Da, este în tot ce înseamnă transferuri, segmentul ăsta de jucători la vârsta de sub 18 ani sau născut, să fiu mai precis, 96, 97, 98, pentru toată lumea reprezintă un segment important.
Ideea este următoarea. Căutăm jucători cu această vârstă, toată lumea e interesată de ei, Liga 2, Liga 3. Și toată lumea are interes să aducă cei mai buni juniori, cei mai serioși juniori, care odată integrați să poată să crească, să le crească și valoarea individuală și, bineînțeles, noi ca echipe ne gândim să ne crească valoarea echipei. Ați făcut vreun transfer până acum care să poate să-l audă și ascultătorii noștri? Nu pot să dau detalii clare în acest moment, pentru că suntem cu mulți jucători în negocieri, fie cu jucători, fie cu cluburile lor, și n-ar fi corect în momentul ăsta să avansez nume. Dar pot să asigur lumea că nu dormim. Da, e un lucru foarte bun. Crezi că campionatul Ligii a treia începe prea târziu sau este o dată destul de bună aleasă de către cei care conduc fotbalul românesc? Și ne referim aici la data de 27 și 28 august, din câte am văzut. Știți cum este rolul nostru să ne adaptăm la un program. Cei care fac, stabilesc aceste date, au mai multe lucruri în baza cărora iau o decizie. Noi, ca și clubul, ne rămâne doar să ne adaptăm și să ne facem programul în funcție de cei care ne conduc și de opțiunile lor. Lăsăm la o parte obiectivul promovării în Liga a doua și te întreb pe tine, în calitate de antrenor, cu ce gânduri pornești la acest nou drum? Pentru că este un nou drum și pentru tine, deși ai mai reușit odată promovarea în Liga a treia. Am mai reușit promovarea în Liga 3-a, am și antrenat la nivelul Ligii a 3-a, la un moment dat pe Metalul Aiud. Sunt din fire optimist, sunt pozitiv. Asta încerc să transmit și jucătorilor mei. Nu ne este teamă de un alt eșalon. Privim cu optimism, ne antrenăm mai mult, o facem, ne organizăm mai bine și sper să avem rezultate mai bune. Crezi că este un avantaj pentru că, din câte știu eu, majoritatea jucătorilor tăi au jucat cel puțin la Liga a treia. Într-adevăr, avem o mare parte din jucători care au activat la acest eșalon. Asta nu face decât să ne ajute în acest campionat care va urma la nivelul Ligii a treia. Și iar cei care n-au făcut-o, o să o facă și sper să o facă foarte bine. La cine crezi tu că ai predat ștafeta acum în Liga 4? Așa, câteva echipe bunicele pe care le vezi că se pot bate la titlu. Să știți că la nivelul Ligii a 4-a avem echipe bunicele și cu o organizare foarte bună, am spus și repet, oricare dintre cele 4-5 echipe care eu le văd cu o anumită disponibilitate pot să ne urmeze exemplu. Și când spun asta, mă refer la un parcurs bun în campionat și o reprezentare cu cinste a județului Alba la jocurile de baraj. Dacă ar fi să enumăr câteva dintre echipele care le văd cu un anumit potențial, bine, lucrurile se mai pot schimba pentru că urmează o perioadă de transferuri, de organizare și la acest nivel. Eu cred că ar fi Unirea, care este la nivelul diviziei D și Unirea reprezintă foarte mult pentru mulți dintre noi. Ar mai fi Sebeșu, care și în anii anteriori au lăsat o impresie bună, ar fi Vințul de Jos, ar mai fi Pianu de Jos, Echipa bună. echipe bune care cu câteva lucruri îmbunătățite pot accede într-un eșalon superior. Da, va fi mai ușor pentru aceste echipe pe viitor, pentru că se va promova direct în Liga a treia fără baraj. Dar cu siguranță acest lucru se va simți în bine în campionatul nostru din Liga a patra, pentru că vor fi meciurile mai intense, dacă tragi pentru primul loc, nu? Da, ar trebui să fie jocuri mai intense, ar trebui să fie dorință mai mare din partea mai multor echipe. Aștept cu nerăbdare să văd un campionat disputat la nivelul diviziei D a județului Alba. Nu, acest lucru o să ne facă bine tuturor celor care suntem în fotbal
și tuturor celor care au așteptările de la reprezentantele județului Alba. Cum ți se par că tot veni vorba de reprezentantele județului Alba, cele angrenate în Liga 3, pe lângă performanța Eghiu, Industria Galdea de jos, Metalurgii Sulcugeni? Sunt sigur că ai urmărit... Am urmărit de la distanță, nu pot să zic că n-am urmărit și eșalonul al treilea, mi-e greu să vorbesc despre alte echipe, dar pot să spun că rezultatele lor au fost bune și aici mă refer atât la Metalurgistul Cugir, care de ani de zile termină tot acolo undeva în preajma echipei care promovează și aș dori, cred că n-ar fi foarte greu și foarte multe lucruri de schimbat acolo ca să chiar să-și propună și să reușească să promoveze în al doilea eșalon valoric. Le apreciez munca și rezultatele. Același lucru pot să spun și despre echipa din Galda, nou promovată, terminat undeva pe locul 9, dacă nu mă înșel. O prestație meritorie și pentru prim an un rezultat bun, să-l numim. Da, sperăm să aveți și voi la fel un parcurs la fel de bun precum Industria Galda de jos. Dar chiar, care este obiectivul echipei? Fixat de tine, în sânul echipei. Nu am fixat încă un obiectiv, am ascultat doar ceea ce își doresc cei din conducerea clubului. Aștept să încheiem o campanie de transferări și abia apoi am putea vorbi de ceea ce ne propunem și ceea ce ne dorim să realizăm în acest an. Un lucru e clar, la ce lot ai și cred că ai dintre cele mai bune loturi din Liga 3, e clar că nu vă veți bate la retrogradare. Asta depinde și cum decurg meciurile, pentru că nu știi cum. Am mai spus-o și repet, am încredere în grupul care l-am format aici. Sunt jucători de calitate, sunt jucători care au demonstrat că au caracter, duc o viață sportivă, un aspect foarte important la nivelul sportului. Și toate aceste lucruri care ei ni le-au demonstrat până acum, sper ca și la nivelul eșalonului 3 să-și continue aceeași muncă, să fie mai ambițioși, să muncească și mai mult, pentru că am reușit niște lucruri importante, dar greu putem spune că de-abia acum începe. Eu sunt chiar curios, tu ești de atâția ani în fotbal. Crezi că acum știi absolut tot ce se întâmplă la Eghiu? Crezi că s-ar putea să se promoveze în Liga 2? Dacă ne referim, sunt multe aspecte de discutat aici. Hai să luăm pe cel mai principal, partea financiară. Așa cum v-am spus, fiind optimist, în momentul de față este primăria Eghiu care sprijină fotbalul din Eghiu. Avem câțiva oameni foarte importanți care sunt aproape de noi, atât cu sufletul, cât și cu partea financiară, să zic așa. Mă bazez pe faptul că printr-o prestație bună a echipei putem atrage alți oameni dornici să investească în sport și în special în fotbal și mai ales la performanța Eghiu. Pe oameni cred că îi convingem doar prin prestație, doar prin seriozitate. Și atunci lumea o să-și îndrepte ochii și spre noi. Înainte de baraj, în studio au fost Bogdan Onichie și Romica David. Imediat după baraj, în studio la mine stă Rareș Moga și Cristian Bălaș. Și fiecare, fără să se uite între ei, dar fiecare a întărit această idee că performanța Eghiu este de fapt o familie. Noi toți care am muncit și care am contribuit la ceea ce se numește acum performanța Eghiu, am încercat întâi să facem un grup unit și apoi să ne dezvoltăm din punct de vedere al sportivilor și al antrenorilor și al tuturor celor din staff. Rezultatele și performanțele la un club pot crește foarte mult dacă reușești să asiguri acest segment de unitate, acest segment de familie, să spunem așa. Dacă prin caracterul nostru, prin felul nostru de a ne comporta, prin felul în care vedem lucrurile, reușim să menținem această unitate de grup,
Și pe terenul de sport, aceste lucruri se reflectă. Se reflectă în antrenamente, se reflectă în jocuri, se reflectă atunci când ai rezultate, se reflectă atunci când ți-i greu, se reflectă pe tot parcursul campionatului și pe tot parcursul jocurilor. Pentru că știm foarte bine, în timpul unui joc sunt stări diferite, trecem prin toate tipurile de momente. E important să fii puternic, să rămâi puternic, să simți sprijin, să simți unitate, pentru că fiind mai mulți, altfel ne apropiem rezultatele și victoriile. Deci nu contează că ești cel mai bun antrenor de fotbal dacă nu ai acea latură umană ca să înțelegi jucătorul, nu? Nu sunt în măsură să spun ce ar trebui să aibă cel mai bun antrenor de fotbal. Probabil ar trebui întrebați cei de la care, într-adevăr, sunt antrenori de fotbal la un nivel foarte înalt. Este, din punctul meu de vedere, o caracteristică indispensabilă antrenorilor de fotbal. Eu mi-am asumat-o și marșez pe ea, o consider foarte importantă. Fiecare, în rest, altfel spus, fiecare antrenor are niște principii, are niște idei cu care merge înainte. Dar tu încă așa, tu încă rămâi modest. E o calitate a ta? Nu sunt fals, așa simt să rămân și tot timpul am încercat să transmit și jucătorilor mei să rămânem și să rămânem cu picioarele pe pământ. Dacă ne uităm într-o ierarhie a ligilor care reprezintă Campionatul României, pentru că în asta activăm, ne dăm seama că noi am plecat de foarte jos. Ne dăm seama că n-am făcut mare lucru, am reușit doar să aducem echipa la un anumit nivel. Într-adevăr, am câștigat foarte multe meciuri, dar le-am câștigat la acest nivel. Ne dăm seama că încă avem foarte multe lucruri de realizat. Potențialul și valoarea ne dau această șansă, acest potențial, el există, e palpabil, dar trebuie să urcăm mai sus, să ne propunem alte obiective îndrăznețe, să muncim pentru ele, pentru că o stare de automulțumire în momentul ăsta cu siguranță ne dăunează și nu-și are temeiul. Deși încă nu sunteți oficial chiar într-o vacanță, pentru că vineri veți începe pregătirea, nu? Vineri va fi Da, vineri. reunirea Da. lotului. Emoțiile vor începe mai devreme pentru familia Hincinski. Fabian a terminat cu brio primul cantonament alături de Dinamo București și în weekendul care urmează meci contra Petrolului Ploiești. Ai vorbit Târgu cu ASEA Târgu Mureș, Mureș. îmi cer scuze, stau joc. Da, vorbesc aproape zilnic cu el. A terminat cu bine cantonamentul. A avut un cantonament la Brașov, a terminat cu brio cantonamentul din Italia. Aștept acum ca evoluțiile bune din jocurile amicale să se reflecte în jocurile de campionat, pentru că alea rămân foarte importante și parcursul echipei Dinamo rămâne foarte important. Așteptările sunt mari, Dinamo are mulți suporteri în țară și nu numai. Și atunci roadele unei pregătiri bune se văd în jocurile oficiale. Mă ați cere și o părere, dar nu. Bineînțeles, sunt sigur că nu o să fii subiectiv. Crezi că are șanse Fabian să joace titular la echipa din om? Noi privim undeva din exterior. Ce pot eu să vă spun? Că dacă o să muncească, dacă își convinge antrenorul că poate fi o soluție la un moment dat, cu siguranță se va întâmpla asta. Dar pentru a ajunge la acest deziderat este nevoie de foarte multă muncă din partea lui, de foarte multă seriozitate și doar prestațiile lui îl pot confirma sau îl pot integra într-un prim 11 la Dinamo. Și Un lucru foarte important. cred că el a și conștientizat aceste lucruri, pentru că l-am văzut în pregătiri foarte serios și Sper din tot o origine. sufletul. A și un lucru bun, că primește încredere de la, din partea conducerii, atât el cât și ceilalți tineri din jurul său, pentru că sunt și mai tineri ca el acolo. Știți cum e? Ca antrenor poți să încerci să dai încredere. Dacă ți se răspunde pe măsură, ești cu atât mai motivat și jucătorul îți dovedește că merită mai multă încredere, mai multe minute. Dacă el nu-ți răspunde, probabil la un moment dat și șansele lui scad. Șansele jucătorilor, în general, ne referim la cei tineri. Da, ne apropiem de final
Te-aș ruga acum să transmiți un gând tuturor celor care sunt alături de performanță Ghiu, tuturor iubitorilor de fotbal din județul nostru. În primul rând vreau să mulțumesc tuturor acelor care au sprijinit, ne-au sprijinit și datorită lor am ajuns la astfel de performanțe. Mulți dintre ei nu vor publicitate, nu vor să li se audă numele și de aceea n-o să enumăr pe nimeni. De-a lungul timpului, de-a lungul acestui campionat, au fost foarte mulți care ne-au sprijinit, pentru că sprijin înseamnă orice fel de sprijin pentru o echipă. Vreau să le mulțumesc pentru ce au făcut până acum pentru noi și numele meu și numele băieților. Vreau să-i asigur că în continuare la performanța Ghiu se va munci serios și sperăm să avem rezultate bune. Vreau să le spun tuturor celor care simt să rămână aproape de noi, îi așteptăm și pe cei care la un moment dat o să simtă să ne sprijine într-un fel sau altul. Iar din partea noastră sper să aibă răspunsuri clare prin rezultate și prin seriozitate și prin muncă. Da. Hai să zicem că a fost antrenorul momentului, pentru că este antrenorul momentului, Adrian Himcinski aici la Radio Unire FM. Aceasta a fost emisiunea de astăzi. Rămâneți alături de Radio Unire FM. Toate cele bune! În fiecare zi, de luni până vineri, invită în fața microfonului un specialist care cunoaște temeinic o disciplină de interes. Administrație, agricultură, învățământ, sănătate sau alt domeniu fierbinte. Sună la 037-110-1000 sau scrie-ne pe Facebook, internet ori pe Android cu aplicația gratuită Unire FM și poți să adresezi întrebări incomode, să-ți spui părerea și mai ales să găsești răspunsuri. Zilnic, în direct, după buletinul de știri de la ora 12 și în reluare a doua zi de la 6. Rămâi în gardă!